Pentru că astăzi este 24 februarie, m-am gândit să-ți spun legenda lui Dragobete. După spusele bătrânilor, Dragobete era feciorul unei prea frumoase femei. Numele ei era Dochia și se pare că ar fi fost fata lui Decebal. Era atât de frumoasă încât însuși împăratul Traian ar fi dorit-o de nevastă. Cu părul bălai împletit, cu ochii precum cerul de după ploaie, cu obrazul alb ca spuma laptelui și cu buzele roșii, cu miresme de frăguțe, oricine o vedea rămânea fermecat de frumusețea ei. Dochia locuia într-o colibă la poalele muntelui și avea o turmă de mioare pe care o ducea la păscut în poienile cu iarbă fragedă. Vă place cum începe legenda? Într-una dintre zile, fermecată de culorile florilor și de miresmele lor, a înoptat pe malul lacului din care și-a dăpa mioarele. După ce s-a jucat cu degetele pe luna rotundă care lumina întreaga vale, Dochia a adormit pe un pat de flori, surâsând în somn. În miez de noapte, când dormea dusă, din adâncul muntelui s-a ridicat un nor de ceață care a acoperit lumina lunii și a învăluit într-o îmbrățișare tandră trupul fecioarei adormite. A doua zi, când a deschis ochii, soarele era la amiază. A privit împrejurul ei și totul i se părea schimbat. Pe buze mai purta încă urma delicată a unui sărut. Neștiind ce i se întâmplase, a privit în oglindă. Pădurea a început a fremăta și un glas duios de fluier se auzea în depărtări. Viața și-a continuat cursul normal, însă Dochia nu știa exact ce se întâmplă cu trupul ei, care se schimba zi de zi. La 9 luni de la întâmplarea cu ceața, pe 24 februarie, a venit pe lume Dragobete. Ursitoare și nașei au fost 4 zâne, primăvara, vara, toamna și iarna. Zânele i-au adus în dar ce au crezut că e mai frumos și mai util în viață. Primăvara i-a semănat în inimă iubirea, dăruindu-i prospețimea florilor și tinerețe fără bătrânețe. Vara nu s-a lăsat mai prejos, evident, și a dăruit copilului căldura prieteniei, împlinirea dragostei și dulceața fructelor. Zâna toamnă i-a adus în dar un fluier, ca să-i țină de urât, dar care să-i și înveselească pe oameni cu cântecele lui. În sfârșit, nașa iarnă i-a țesut un strai alb cu sclipiri de diamante. Ca cingătoare, i-a dăruit un brâu roșu, cusut cu perle. Straiul era astfel conceput încât creștea odată cu flăcăul, rămânând alb ca neaua, oricât l-ar fi purtat. Pe la 19 ani, Dragobete avea părul negru ca noaptea, ochii verzi precum iarba mătăsoasă de pe munte, vorba era dulce ca mierea, iar sărutul lui frigea ca jarul. Era un băiat vesel, cânta din fluier și iubea cu patimă fetele. Fecioarele care îl întâlneau și simțeau privirea sau chiar uneori sărutul de foc se jurau că el era venit de pe alt râm. Bătrânii spuneau chiar că ar fi fost o fărâmă de adevăr în cele afirmate de fecioare, pentru că nimeni nu știa cine este tată, se zvonea că ar fi fost zămislit chiar de duhul muntelui. Dar în creierul munților, într-o peșteră pe ai cărei pereți creșteau flori de piatră în buchete albe, albastre, cenușii, roz și violet, trăia un bătrân înțelept care cunoștea secretul venirii lui pe lume. Într-o zi, pe când păștea mioarele în poiana în care fusese zămislit, Dragobete s-a pomenit față în față cu înțeleptul care i-a spus pe nume și l-a îndemnat să-l urmeze. Înmărmurit de spaimă și uimire, Dragobete l-a urmat fără a spune o vorbă. Devenindu-i ucenic, el a deprins învățătura tainică de a citi în Cartea Secretă a Naturii. Astfel, recunoștea plantele de leac, știa a vorbi cu păsările, înțelegea semnele magice ale pădurii, nemai fiindu-i frică de fiarele sălbatice, al căror limbaj îi devenise cunoscut. Când a revenit printre oameni, aceștia l-au primit cu brațele deschise. Acum, mai mult ca altă dată, trezea o iubire înfocată în inima tuturor fetelor. Călătorea cu viteza gândului și se înfățișa acolo unde era chemat. Bărbații îl îndrăgeau și ei, dar nimeni nu înțelegea care era secretul de-i făcea să-l placă și să nu fie geloși pe el. Asta până într-o zi când un bătrân trecut de 100 de ani a dezvăluit secretul lui Dragobete. În seara de 23 februarie, Dragobete li se arăta în vis feciorilor de însurat și învăța secretele iubirii. Împărtășirea secretului se făcea numai sub jurământ. Oare așa învață bărbații să ne cucerească?
După sute de ani de viețuire pe pământ, timp în care oamenii învățaseră a iubi, iar învățătura se transmitea din tată în fiu și de la mamă la fiică, Duhul Muntelui își chemă copilul pe Dragobete la pieptul său. Astfel, Dragobete, zis de atunci și năvalnic, renaște în fiecare primăvară. Chiar și acum, multe fete și femei cred încă în puterea magică a năvalnicului. Ele poartă la sân o punguță cu prețiosul talisman. Vă întrebați ce s-a întâmplat cu Dochia, mama lui Dragobete? Unii povestesc că ar fi devenit o babă rea și încăpățânată. Ei mai spun că în luna martie ar fi îmbrăcat 9 cojoace și a urcat cu oile pe munte. Alții mai înțelepți susțin că Dochia s-a dus la iubitul său, muntele Ceahlău, și a cerut acestuia să o transforme în stană de piatră, ca să fie veșnic împreună.